Promisiunea zilei se regăsește în Ioan 15 cu 12 și 13. Iisus a spus: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Dragul meu, Mântuitorul întotdeauna și-a dorit să-L urmăm, indiferent că a fost vorba de timpuri de pace și liniște sau, din contră, de vremuri caracterizate de tulburare, boală și necunoscut. El ne-a ajutat să-I cunoaștem calea atât prin îndemnuri potrivite, cât și prin exemplul propriei viețuiri. Și, după cum noi chiar am vrea să călcăm pe urmele sale pentru a fi beneficiarii făgăduințelor divine, este necesar a ne strădui să fim pozitivi în răspunsurile date poruncilor venite din partea Lui. Iar una dintre ele este tocmai aceea pe care am amintit-o mai sus: să ne iubim unii pe alții. Dar cum ar trebui să ne manifestăm dragostea astfel încât să avem siguranța că nu vom greși? Iisus, ca de fiecare dată, ne oferă soluția: așa cum v-am iubit eu. Dragostea Salvatorului pentru noi a fost atât de mare încât și-a dat viața pentru ca noi să putem trăi. A înviat din morți a treia zi de la crucificare pentru ca eu și cu tine să putem avea șansa de a experimenta puterea dragostei care, garantat, va învinge orice lipsă de speranță, orice suferință, valea umbrei morții, ba chiar moartea în sine. Noi poate nu vom izbuti niciodată să ne oferim viața pentru cineva, dar putem practica iubirea despre care ne vorbește Iisus în atât de multe moduri. De exemplu, putem asculta necondiționat sau ajuta fără a avea vreo pretenție. Ba chiar putem să încurajăm pe cei aflați în depresie și să ne îngrijim de nevoile celor care se confruntă cu diferite probleme, mai ales acum, în aceste vremuri tulburi. Iisus a spus că vom demonstra realitatea prieteniei noastre cu El atunci când vom asculta de îndemnurile sale și vom fi grijulii la nevoile celor din jur, arătându-le că nouă chiar ne pasă. Noi chiar iubim. Practic, noi nu trebuie să facem altceva decât să urmăm porunca Lui de a iubi alte persoane mai mult decât pe noi înșine. Și de cele mai multe ori, gesturile mici, precum a sta în casă în zile de pandemie, pot face diferența. În cele din urmă, ceea ce rămâne cu adevărat relevant este ca fiecare gest de iubire manifestat față de semenii noștri li-l va descoperi pe El, pe Mesia, care le va putea oferi viața. Viața aceea veșnică. Dragul meu prieten, te rog să nu uiți niciodată, indiferent cât și cum vei trăi de acum înainte, promisiunea Lui: iubirea va învinge.